Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi... Da, domne, se caută soldați. Au fost multe știri în lunile astea, se caută soldați și am aflat că probele astea nu sunt chiar așa simple. Motiv pentru care, deși a fost o primă rundă de recrutare, mai mult de jumătate dintre candidați au cam picat. Ups, bing. N-o fi ușor. Boing. Da, curios să afle cât de complicat le e celor dornici să se angajeze în armată. L-avem alături de noi pe colegul nostru de la Digi24, Valentin Stan, pe care îl salutăm. Neața, Vali. Neața. Ai intrat în pielea unui candidat și acum te-am adus să ne povestești nouă cum a fost acolo, care au fost probele, cum te-ai descurcat, ce ți s-a părut mai complicat, ce a fost mai simplu. Bine ați venit, roaz nimerit. Cum a fost? Am fost la proba fizică prima dată, pentru că armata recrutează soldați gradați profesioniști, așa e termenul, SGP-iști, pentru cei care știu puțin despre armată. Practic sunt cei mai numeroși din toată armata, zeci de mii. Și armata și-a dat seama că, având războiul aici la granițe, ne-ar cam trebui mai mulți oameni. Spunea și șeful armatei într-un interviu la un moment dat că noi avem 70.000 de militari, ne-ar trebui dublu ca să fim la standardul NATO. Mm-hmm. Bun. Hai să vedem de unde îi scoatem. Și recrutează soldați. Acum este a doua campanie. Prima campanie a fost la începutul anului. Spuneai și tu despre care au picat. Au picat. Pe capete. S-au dus foarte nepregătiți. Vorbeam cu oameni din armată și îmi spuneau că mulți veniseră după o noapte de club. Nu erau cred. Mahmur, la proba fizică. Păi să-și facă curaj. Da. Și sau poate au plecat din club, știi, cum mai plecem unde mergem după, sau trebuie la unitatea militară, știi? Hai, recrutarea azi, hai să mergem. Da. Probele fizice nu sunt grele. Nu sunt grele. În ce constau? În primul rând ai un traseu aplicativ, un traseu în sală, cu mai multe mini-probe. Trebuie să sari 3,80 metri din două sărituri de pe loc, adică ai sărit o dată și apoi mai o săritură ca să ajungi la 3,80 metri. Asta apoi... nu e greu. A fost și la BAC asta, că mi-am dat sportul la BAC. Mie mi-a ieșit. După care trebuie să arunci 4 mingi. Sunt 4 mingi de greutăți diferite. Una foarte ușoară, de tenis, ca mărime, apoi de volei, de basket și așa mai departe. Oina ai avut? E și de oina. De alea medicinale nu ți-au dat? Da. Și la aia. Da. Și la aia. Vreau și eu să zic ceva, doar atât, țineți ideea, suntem în direct și pe Facebook și cei care ne urmăresc în direct pe social media văd și imagini din reportajul pe care tu l-ai făcut pentru Digi24, unde se văd toate probele astea pe care tu le-ai încercat. Unde am făcut febra musculară, așa, da. Așa, te rog, continuă. Eu am greșit la aruncările acelea, două mingi le-am dat pe lângă, mă rog, sunt și miopie. La țintă trebuia? E o poartă de handbal, tu trebuie să arunci mingea în poartă sau să lovești bara. Ok. Eu am lovit peretele sălii cu niște mingi, e ok. Asta m-aș descurca cât de cât. Okay. Știi care e problema? Primele două mingi sunt foarte ușoare, ai senzația că nu e nimic în mâna ta, ca și cum ai arunca aer, adică e... Acolo e problema. Aici e cam greu să țintești cu astea foarte ușoare, că traiectoria e destul de ciudată. Mingile mai grele, acolo nu e problema. Da. Ai aruncat mingile, ai fugit, te duci la flotări. Trebuie să faci 14 flotări ca să iei punctaj maxim. Cât ai reușit? Chestia următoarea. Ca să poți să avansezi la următoarea probă, trebuie să faci 8 flotări. Ok. Eu cu brațele mele... Da. N-am foarte mare încredere nu în aceste brațe. Hulk, așa. Nu sunt nici. Da, ești vărul de la țara lui Hulk nu sunt. Ești tânăr, adică pune 8 flotări. Și am făcut 8 flotări și m-am gândit, ok, am făcut 8, minimum, pot să merg mai departe. Bun. Pentru restul de 6 pe care nu le-am făcut, am fost penalizat cu câte 3 secunde. Deci eu am pierdut 18 secunde pentru că nu am făcut flotările respective. Dacă făceai 15 sau 20 de flotări? Nu, dacă ai făcut 14, ești nu, okay. Da, nu câștigi nimic în plus dacă faci peste. Aha, okay. După flotări te duci la o bârnă. Da. E proba de echilibru decentă, decentă, ușor, ușor. Ce faci? Răsturnat? Ce ai făcut tu pe bârnă?
Era să mă prăpădesc puțin la un moment dat, dar... Nadia Comănești. Am rămas pe două. Dubițu, da. Caharagu. Ce ți-au cerut? Ce facem noi pe bârnă? Când trecem ajungem la paralele. La paralele am fost de multe ori. Să n-ajungi la sol, știi cum e? Păi, speram să ajung la sol de la paralele. Ia, acum, hai să fim serioși, te rog. După ce ți-ai păstrat echilibru, trebuie să te rostogolești de două ori. Pe bârnă? Nu pe bârnă. Pe salteluță. Trebuie să fii soldat, nu la gimnastică. Nu știu, poate că au pretenții de Shaolin. Poate la trupele speciale, așa, asta la soldați mai ușor. Te rostogolești ca în școala generală. Rostogolești. Da, faci două. Par ușoare, sunt ușoare. Da. Dar după a doua te ridici în picioare și ești ca băieții care au plecat din club, știi? Da, vertij, da. O leacă de vertij. Și oamenii ăștia de la armată puțin răi, că după rostogolirea asta au pus să sari capra. Dacă îmi permiteți. Da. Așa se numește până la urmă. Da. Și trebuie să sari așa puțin amețit. Da. Nu e înaltă, nu e foarte mare. Da, da, da. Ok. Da. Am sărit-o. Și? Bun. Și după care este mersul pe burtă, este un fel de... Târâș. Și aia destul de ușoară și se încheie cu un sprint. Câteva pare, mergi târâști cum? By default, da, e. Întreba asta e probă. Și după târâș vine sprint. Un sprint de 25 de metri. Ok. Și după ce ai încheiat, doamna care te-a urmărit îți spune... penalizare la 2 mingi ratate, 6 secunde, 6 flotări ratate, 18 secunde. Îți calculează și îți spune timpul final. Eu am avut 2 minute și 18 secunde, baremul este de 1 minut și 50. Oh, deci ai picat. Ai fost aproape. Fără vreo deci 40 de secunde. N-am fost nici, da. Așa ți-au lipsit. Hai mă, că la următoarea e gata, te știi, pierde DJ. Știi care e faza? Că traseul nu e solicitant. Eu merg și alerg odată la câteva zile, câțiva kilometri. Asta e tot ce înseamnă sport în viața mea. Bun. Dacă vezi traseul ăla înainte... Și se pare ușor, cred. Îți dai seama, nu știu, unde trebuie să alergi, unde trebuie să te faci... Cred că e vorba și de un dozaj al energiei. Da, e de tempo, cumva. Adică trebuie să... Că ele sunt și în zigzag unele. E un circuit, să te practic. Zici că e la Survivor, așa. Ceva de genul. Da. Dacă analizezi bine traseul ăla, știi, îl vezi, te uiți pe YouTube, să zicem, la el, ai șanse destul de mari, nu e solicitant. Adică ar trebui cumva să te pregătești psihic și să ai o strategie pentru probele astea. Fix. Adică eu, de exemplu, după ce am aruncat acele 4 mingi, era o zonă de... nu știu, 20 de metri, unde mai mult am mers-o. Și atunci îmi spune instructorul, știți că suntem contratimp. Sprint, hai să fug. Stai că uitasem. Da. Crezi că dacă ai mai da circuitul ăsta, ai mai face circuitul ăsta încă o dată, l-ai trece? Nu știu acum dacă l-aș trece, dar aș fi mult mai aproape de barem. Dacă treci acest traseu, ajungi la a doua probă de rezistență. Acolo pică foarte mulți, pentru că imediat... Rezistență la ce? Pace și cadență. Rezistent la înjurături, la ce să fii rezistent. După ce ai fost și Nadia Comăneci, arunca și cu mingile și Marian Drăgulescu la capră. Da, peste tot. Tu ai fost valid, dar nu prea ai fost vijelie. Da, corect, tușe. Pe loc repaus. 10 ture. Și rezistența asta te pune... Te duce pe stadion. Să car plase de cumpărături. am uitat că în acest traseu, că vorbeai de acea minge medicinală. Da. Ai 2 mingi medicinale cântăresc 5 kg, le ții așa la piept, la fel ca pe plasele ca de, pe la, de la mag. Pepeni, da. Da. Asta nu le bați să vezi dacă sunt coapte. Și trebuie să mergi în zigzag, știi, stânga-dreapta cu ele. Da. La fel, puțin amețit, dar nu e imposibil. Mm-hmm, mm-hmm. Solicitant. După ce ai fost la traseul ăsta, te urcă într-o salvare? Să știi că e salvarea pregătită, e tot timpul acolo medic. E... Okay. Parcă aștepta, haide mă, nu cade niciunul. Te resuscitează mai și ales... spune, ai picat. Mai ales că noi am fost în contextul în care armata ne-a chemat pe noi jurnaliștii, haide mă să vedeți... Cum e? Cum e, că ați dat știri, că au picat foarte mulți, hai să încercați și voi. Bun. Dar pentru
câți bani e efortul ăsta? Adică dacă ți-ar fi ieșit pasența, ai fi trecut toate probele, ce salariu ai avut? Ajungi undeva la 5.000 de lei. Și te pun să faci asta în fiecare zi? Nu. Nu, decât să speli, să speli toaletele cu periuța de dinți. Nici. Sunt obsesiv-compulsiv, ar merge. Să știi că nu e... Armata nu mai e un job ca pe vremuri, cumva. S-au mai schimbat, schimbat mentalitatea. Da, job-uri de birou n-au? Adică să conduc drona de la calculator, să... că eu sunt bun cu joystick-ul cu ăsta. Da, da, dacă aplici pentru jobul ăsta, trebuie să dai proba fizică prin Zoom, știi? O dai, da, o dai, o dau, online. O dau. Îi băgăm un Counter-Strike sau un Call of Duty și le arăt veleitățile mele militare. Auzi, Vlad, da, hai să luăm nu un minut de reculegere, dar un minut de seriozitate și pentru cei care se gândesc la armată cu solemnitate. Bine, ține-l tu și pentru mine. Bine, îl țin eu, gata. Ține, fii, hai, fii solemnă. Dragă Vlali, spune-ne și nouă alte condiții. Care mai sunt condiții de angajare? Mă gândesc la tatuaje, mă gândesc la păr lung. Corect. Știi? Okay. Poate că există și genul ăsta de condiții ca să poți să fii admis. Pe lângă proba fizică, ai și o probă, un test psihologic, okay, și o probă medicală. Testul psihologic, na, este o discuție cu un psiholog, întrebări din acelea unde nu e răspunsul corect. Răspunzi, da, te întreabă dacă... Ai aruncat vreodată cu spray-ul după cineva? Ceva de genul. Mulțumesc, Vlad, mulțumesc. Ai omorât o muscă? Ai aruncat ceva cu scrumiera? Ți-ai aruncat combina pe geam? Minutul de solemnitate s-a încheiat. Au fost 10 secunde. Ce te întreabă la asta psihologic? Nu prea se știe, dar îți dau un exemplu. Ai omorât o muscă dacă este în cameră? Un tank blindată. Da, nu, evident. Nu e un răspuns, păi, dacă corect sunt sau războinic, greșit, normal că omor o muscă. Dau dovadă de și curaj. Și întrebarea cu mâna, da, cu cartea, cu capul, pistolul mitralieră. Da, în ceea ce vorbește condițiile, ai voie cu tatuaje în armată. Da? Dar, în momentul în care tu te înscrii, trebuie să spui, am un tatuaj și... Și dacă l-ai într-o zonă... Trebuie să-l arăți, pentru că la proba medicală, medicul care te analizează te vede din cap până în, deci, în picioare. Deci Terente ar trebui să-și arătă tatuajul dacă... Da, 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 okay, da, 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 nu. În ceea ce privește, da, corpul militarului, nu sunt lovesc secrete la proba tare medicală. Lovesc și apăsat. Da. Valistan, bun, mulțumim tare mult că te-ai ridicat la nivelul nostru de umor în această dimineață. Te mai așteptăm pe la noi și, da, cu alte subiecte serioase. Și dacă mai auzi de joburi, d-astea zici și mie. Că după program, dar trebuie să stai la cazarmă tot timpul sau mă lasă și acasă? Nu, să știi, tu mergi dimineața la muncă cum vii aici la, okay, radio, după ce ai terminat treaba, mergi acasă. Nu, oamenii aceștia nu rămân la unitate. Și uite, dacă vrei să te înscrii până pe 3 iunie, da, poți să mergi acolo. Între 18 și 45 de ani. Nu, este... mă încadrez, ok. Ai mai puțin de 18? Da. Abia mi-a dat mustața. N-a ieșit buletinul, da, da. Vali, e interesant ce faci tu. Mai du-te pe la dânsa, că ne place ce ne povestești. Cine te mai așteptăm, ce mai aflăm. Te mai așteptăm și cu cafea și cu tot ce vrei. Mersi mult, Vali. Colonel Oana Zamfir, major locotenent Vlad Craioveanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne pregătim de știri. Poate aflăm lucruri interesante și de acolo. Nu știi de unde sare iepurele. DGFM.